Îți spunem un pic și despre intrarea României în Schengen. Spune-mi, te rog, cum vezi evoluția acestui proces? România trebuia să fie intrat în Schengen în anul 2011. Am făcut un raport în acea perioadă prin care am evaluat independent ce au făcut autoritățile române pentru ca noi să fi fost în Schengen la data asumată, deci la 4 ani după ce eram membri ai Uniunii Europene. Conform tratatului de aderare, este dreptul nostru de a fi în Schengen și de a avea și moneda euro. S-au cheltuit atunci undeva la 1,2 miliarde de euro, o sumă mare, pentru ca noi să fim în Schengen, pentru a securiza granițele externe Uniunii Europene. 600 de milioane au venit de la Uniunea Europeană prin facilitatea Schengen, iar 600 de milioane aproximativ a pus guvernul României în diverse proiecte mari, semnificative de securizare a granițelor. S-au luat scanere din acelea mari prin care bagi tiruri, s-au montat camere pe mare, pe Dunăre, pe Dunăre s-au făcut alte lucruri și pe oriunde aveam graniță externă cu Ucraina și Republica Moldova, pentru că urma să fim cea mai mare graniță a UE. Deci a fost un proces de management și de reformă semnificativ și s-a văzut acel efort în acel moment. Deci ministrul era chiar domnul Blaga, cum mi-au bine aminte. Și s-a văzut, în sensul că noi ar fi trebuit să fi fost membri în Schengen. Nu a fost să fie, chiar dacă am îndeplinit condițiile tehnice, am îndeplinit condițiile tehnice, iar Consiliul Uniunii Europene, experți cheval, ca așa se numeau acei experți care veneau ca să evalueze independent dacă am făcut tot ce trebuia ca să fi făcut, ca să intrăm în Schengen, au scris rapoarte pozitive cu recomandarea ca noi să intrăm în Schengen. Decizia a fost atunci să nu intrăm în Schengen și asta pentru că nu făcusem ca în totul sau mai trenau lucrurile pe partea de anticorupție și reformă în justiție. Și s-au gândit ei să le lege. Și au inovat aici. Comisia Europeană a inovat legând Schengenul, care tot este un proces care ține de JAI, de afaceri interne și justiție, l-au legat de mecanismele de cooperare și verificare. Lucrurile au mers bine, sau mergeau foarte bine, urmând să intrăm în Schengen în 2012, dar în 2012 s-a întâmplat ceea ce este cunoscut astăzi din istorie drept rușinea USL. Și datorită faptului că statul de drept a fost atacat de USL, de care, din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal acum s-a dezis și recunoaștem că a fost o greșeală. Datorită acestui fapt, au avut un motiv foarte clar să spună nu. După care au trenat și a fost Marțea Neagră, au început să apară încă de pe vremea guvernului Ponta antireforma din justiție, semne de antireformă, veneau experții MCV și evaluau și doreau ceea ce ei numeau rezultate ireversibile. După care, iarăși a fost un moment bun sau se creuneau un moment bun în 2014-2015, dar a fost o presiune migraționistă care a făcut să înghețe pe toți europenii și s-a oprit în fine, procesul de lărgire a spațiului Schengen. După care totul este istorie recentă și este de la OUG-13 încoace. Da? Guvernul Dragnea nici măcar n-au mai pus pe agenda. Adică, de fapt, nimeni n-a pus pe agenda Consiliului JAI de Justiție și Afaceri Interne această cerere. Și de ce? Deci oricine a fost premier și ministru al justiției din 2011 și până astăzi putea să se ducă să ceară un vot. Pentru că era un vot și putea să însemne da sau nu. Dacă însemna da, eram deja în Schengen. Dacă însemna nu, era doar un cost politic pentru guvernul respectiv. Da? Și atunci nimeni n-a vrut să riște politic imaginea proprie și să se ducă să ceară un vot al reprezentanților celorlalte state, miniștrilor celorlalte state pe justiție și afaceri interne. Asta nu însemna. Asta nu însemna că dacă votul era negativ, nu puteai să duci la următoarea ședință sau peste alte 6 luni sau peste alți 2 ani cu aceeași cerere. Dar ne aflăm într-o etapă foarte ciudată. Și mi-e frică, eu care sunt un pro-european,
european convins, da? Și sunt un militant cât se poate de sincer pentru o integrare cât mai completă a României în Uniunea Europeană, mi-e frică ca nu cumva situația asta să se permanentizeze. Și o să vă zic de ce folosesc cuvântul frică, deși pe Schengen și pe euro. Pentru că noi am primit bani, am pus bani, încă o dată, 1,2 miliarde de euro, da? S-a făcut un efort semnificativ, o parte din aceste echipamente încă sunt funcționale, dar totuși au trecut câți ani? 8 ani de atunci, da? 8 ani au trecut. Păi, poate cineva să mai spună dacă totul mai este funcțional, că ați văzut cum i-a oprit pe Insomar, pe mare, a oprit camerele de supraveghere pe mare și a apărut cocaina pe plajă. Da? Mai poate cineva după atâția ani să spună, da, sunt în regulă, sunt funcționale, este nevoie de noi reevaluări ca să intrăm în Schengen? Adică sunt într-o zonă complet gri, nimeni nu mai vorbește despre, nici partenerii europeni nu vorbesc, nici guvernul. Am ratat în acest an, un an foarte important pentru România, pentru că deținem președinția Consiliului Uniunii Europene, să punem fix tema asta pe agendă. De ce? Pentru că prioritățile guvernului PSD, de când a urmat guvernului tehnocrat, a fost să distrugă justiția și nu cumva să ne ducă în Schengen. Puteau să se viziune de o agendă Schengen dacă erau cu adevărat patrioți, cum declară. Da? Nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nici cu euro. Dar aveam motive și aveam timp să avem o economie robustă și convergentă cu economiile statelor membre și să adoptăm și euro. Și să vă zic de ce am folosit cuvântul frică. Dacă ne uităm în istorie, provinciile care s-au alăturat printre ultimele unor imperii, și folosesc aici imperiul referindu-mă la Uniunea Europeană în sensul în care Emanuel Barroso îl folosea, un imperiu al bunăvoinței nu clădit pe războaie și cuceriri, ci prin state care au venit împreună și să-și delege o parte din suveranitate tocmai pentru plăcerea de a fi împreună și a face lucrurile bine. Da? Întotdeauna provinciile care au venit la o construcție politică printre ultimele, sau țările, statele care au venit printre ultimele, au fost de obicei primele care pleacă. Da? Și o integrare cât mai profundă și o interdependență cât mai bună între România și Uniunea Europeană, asta însemnând și Schengen și euro și orice alt tratat, uitați-vă la Grecia ce s-a întâmplat. A depășit momentul acela greu tocmai pentru că a fost integrată și că a fost în euro, ceea ce a fost, părea să fie un dezavantaj, pe termen lung s-a dovedit cumva a fi un avantaj. Și atunci eu care îmi doresc ca România și copilul meu să trăiască în Uniunea Europeană pentru următorii zeci de ani, dacă vezi, dacă s-ar putea sute de ani, dincolo de generațiile noastre, pentru mine această integrare este foarte importantă, pentru că nu există un proiect mai bun și nu se prefigurează un proiect mai bun pentru țara noastră decât apartența la UE. Dacă ne uităm iarăși în istorie, vom vedea că nu există un proiect mai complex și de o mai mare anvergură din punct de vedere politic decât a fost Uniunea Europeană. Alternativa care ar fi pentru România dacă nu Uniunea Europeană? Păi cei care ne trag să ne scoată din Uniunea Europeană. Alternativa ar fi Rusia, Belarus, Ucraina, da, un fel de zonă gri de tampon între Rusia și blocul comunitar. Unii speră să ne ducă în direcția aceea și de aceea eu cred că cu cât am fi mai mult integrați din toate punctele de vedere și euro și Schengen și din toate punctele de vedere, cu atât ar fi mai bine pentru noi să securizăm apartenența și proiectul european al țării noastre, pentru că cred că acesta este destinul nostru până la urmă. Este unul european și nu este unul rusesc sau asiatic sau din zona Ligii Arabe sau altul. Mulțumim frumos! Cu mare plăcere!